Ne-am trezit la 10 jumate, puturos și după zăpada de ieri am căzut lat așa. Așa că ne apucăm de treabă acum. Hi guys! Ce ziceți voi de vremea asta? Ninge, în continuu de două zile ninge. Uite câte zăpadă de mare, se și vede. Da? Se vede cât de mare, uite mașina acolo, e înzăpezită. Am dat un pic pe alea acolo, că putem să mai ieșim cu mașina. E mirific peisajul. E mirific, mirific peisajul. Așa că... În vlogul de astăzi ce să vă spun că... Am dat la zăpadă. Am aprins focul de un grătar. Facem un grătar. Și... Stați cu noi! Curățăm grătarul. L-am ars un pic și acum l-am pus în zăpadă. Ia uite cum s-a curățat. Ți-i plăsa? Așteptăm să ducă un pic jarul. E prea, prea iute. Se putea să pune și noi niște porcel pe el. Așa că mai luăm o gură de ceai. De mente. De mente, da. Zăpada este. Ninge în continuu. Pe care e 50 de centimetri zăpadă. Cam asta punem noi astăzi pe jar. Uite cum arată. Ia uite, John. Asta am pus pe jar. Am pus niște cotlete, dar sunt niște cotlete făcute așa, cu... Deci că e cea făcuos. Arată super, super. Nu vă pot descrie mirosul, dar vă spun eu. Sigur că e genial. Ne vedem la masă. Produsul final, John. Asta a ieșit. Arată genial, genial. Vă spun eu cum e și la gust. Hei, salutare! Nu v-am spus. Ieri am plecat de la munte, de la Comandău. Aveam o treabă urgentă, trebuia să ajung la București. Ieri fiind 30, astăzi e 31, este ora 13. Am oprit la Nistorești, la OMV. Se vede aici, da? Că suntem la OMV. Am luat ceva, un sandwich. Se vede o croissant, cum așa, două sucuri și o cafea. Și o tăiem repede către Covasna, așa că vlogul continuă. Dragilor, am oprit un pic aici, uite ce priveliște frumoasă. Am oprit un pic, am pus lanțurile, sunt cu dusterul, dar am cauciucurile varză. Sper că le-am pus bine, nu știu. Vedem. Începem să urcăm. Deja am oprit de două ori să le strâng. Așa că suntem în ultima zi din an, 31, este ora aproape 16. Urcăm spre Comandău. Începe urcarea. Hai cu noi. Deocamdată de-abia am început să urcăm, e prima curbă. Da? Hai să vedem.
și ne pregătim pentru Revelion. Este ultima zi din an, 31 decembrie 2019. M-a întâmpinat familia, ca să zic așa, cu o ciorbă țărănească. Da. Zic bine, țărănească de porc, arată foarte bine. Marc, ia uite Marc ce e aici la băiatul. Vezi? Ia uite ce bine arată. Așa că am ajuns cu bine? Făcută de ardele, mă, nu de noi, că nu este multe. Mamă! E belea asta. Nu e un pic prea acrișoară? Nu, e foarte bună. M-am ars un pic, dar revin.